Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Nemții și astăzi am revenit cu primul set de premii, premiile de la Division Rivals și o să vă prezint echipa care am reușit să o încropesc pentru primul Weekend League ce urmează. Bun, să începem cu premiile de la Division Rivals, unde suntem în, parcă eram în divizia 3-a, dacă nu mă înșel, și o să luăm astea tradable. Astea sunt tradable, nu? Astea? Astea, da. Un rar mega pack, un prime mix player pack și două jumbo gold pack. Și avem și 200 de puncte, bănișori și 47, nu. Le luăm pe astea tradable. Și continuăm. Divizia Rivals rank 2, da, în divizia 3-a, după cum v-am spus. Avem și 200 de punctulețe, avem și pachetele. Și vreau să vă prezint echipa pe care am reușit să o încropesc pentru primul Weekend League. De asemenea, v-aș ruga să-mi lăsați în comentarii o notă pentru această echipă și ce îmbunătățiri credeți voi că ați putea să fac cu acești 11.000 de coins. Având în vedere că sunt cam puțin, nu prea cred că pot să fac prea multe îmbunătățiri, dar aceasta este echipa cu Burki, Akanji, Mbabu, Zakaria, în partea cealaltă Hernandez, Camara, Ndombele, Jota, Richarlison, William și Saint-Maximin. Iar după minutul 1, echipa se transformă cam așa, într-un 4-2-3-1 cu Ndombele și Zakaria la închidere. Zakaria să fie, e de fapt mai defensiv, William pe partea dreaptă, Jota pe partea stângă și Richarlison în spatele lui Saint-Maximin, care Saint-Maximin cred că este MVP-ul acestei echipe. Bun, antrenorul avem pe Klopp, pe bancă avem un Proms ca și super sub, un Teixeira ca și super sub și Sar ăsta vreau să-l încerc ca și super sub, plus One to Watch Tonali pe care l-am completat deoarece costa foarte foarte mult și se merita făcut acel SBC. Bun, să mergem acum la pack-uri. Avem 4 pack-uri. Avem primele premii pe acest sezon de FIFA 2021 și dacă sunteți încrezători că vom primi ceva la aceste pack-uri, vă rog din suflet, m-ar ajuta foarte, foarte mult să-mi lăsați un like la acest video, să strângem și noi 100 de like-uri dacă se poate și să creștem ușor, ușor acest canal și, bineînțeles, să vă abonați dacă nu ați făcut deja. Avem 4 pachetele, Jumbo Gold Pack, Rare Mega Pack, Prime Mixed Player Pack. Începem cu Jumbo Gold-urile astea. Să vedem ce e de capul lor. Încă nu am învățat sincer ce și cum trebuie să observ aici la animațiile astea, ca să știu dacă e bun sau nu. Promit să mă, până la următorul video, să mă informez și să mă pot entuziasma așa de la început, de la luminițele alea. Dar momentan nu pot. Primul pack este dezastruos. Nu avem nimic. Două chemistry-uri. Celebration, îi punem pe lista de transferuri pe cei care sunt duplicate și mergem la următorul pack. Și anume al doilea Jumbo Gold Pack de astăzi. Asta nu știu dacă este bun sau nu, cred că e dezastru. Jvolov. Stanciu, hai că e ok, Stanciu e ok, ia să vedem cât costă Stanciu. 350, 300, 400 plăți de discard, cred că. Ia să vedem ce card are Stancio nostru. 4 skill moves, 4 weak foot. Wow, hai, atac defensiv. Mamă, dar să știți că chiar nu arată rău cardul ăsta. Slavia Praga, 73. Agility, 84. Bens, 83. Stamina, 82. E un mijlocaș box-to-box chiar care arată bine. Mamă, și câte trade-uri are. Long passer, long shot taker, playmaker. Outside foot, dă și cu exteriorul, dă și cu ieșit dribbler. Chiar e un card bun. O să prindă lotul la mine. O să-l bag în lot și pe el, să-i dau un pic de încredere. Dăm ce nu ne trebuie de pe aici și trecem la următorul pachetel de astăzi. Rar Mega Pack, Prime Mixed Player Pack. Deschidem acest Prime Mixed Player Pack. Hai, măcar un board să fie sau ceva. Ăsta e Bentancur, 79, de la Piemonte Calcio, adică de la Juventus. Ia uite, l-avem și pe Hagi. Toni Villanueva, Hagi. Hai, avem doi români.
să facem un review și lui Hage ăsta, să vedem ce e de capul lui. 3, 4 skill moves cu 5 weak foot. Arată bine și el. High, medium. Flare și playmaker. Pace of... Na, pentru 73 card silver arată și el destul de bine. Stamina bună, agility, balance-ul la 69. E un pic cam... nu știu ce să zic de el. Și shoturile, shot power, 67. Cam puțin, cred că ar fi meritat mai mult aici la finishing și la shot power. Free kick accuracy, 68, și aici cred că ar fi meritat un pic mai mult. Da, per total, e substanțiu clar, dar e un card care arată bine. Adică am crescut față de anul trecut, au crescut cu siguranță amândoi. Și mai avem pe aici ceva, Munoz. Hai să-i dăm pe băieții ăștia pe lista de transferuri și ăsta. Și să trecem la ultimul pack de astăzi. Avem un rare mega pack, cel mai bun pack din pack opening-ul de astăzi, care să sperăm că o să ne dea un walkout. Dacă nu cerem prea mult, ar fi superb. E, nu știu ce e, e board sau walkout, cred că e Tadic. Mamă, 83 Tadic. Nici nu le-aș mai da animații la ăștia de 83, măcar de la 85 în sus, așa să le dai animații. Dacă e, hai că a venit Huang ăsta, care face ceva, ia să vedem Tadic cât e. 3000, da, nu e wow. Sacou ăsta, și l-avem și pe Malkuit. Malkuit ăsta arată și el bine, e destul de ieftin. De fapt, nu prea mai este cardo. Era foarte, foarte OP în varianta în FIFA 2020, acum văd că s-a mai slăbit așa un pic. L-au mai scăzut un pic și l-avem pe Huang Hechan ăsta, care și el arată bun. O să-l încerc și pe el un pic, ca și super sub. Mai avem Wesley, nimic notabil. Avem un Hunter și un Shadow. Bun, și avem și chemistry styles-urile astea, plus astea de poziții, care arată foarte bine, Hunter, Shadow. Bun, hai că ăsta e un pachet bun. Chelsea Badge, l-avem și pe Maina și pe Workhorse ăsta. Îi dăm pe lista de transferuri. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vă reamintesc din nou, lăsați-mi în comentarii o notă la această echipă, spuneți-mi ce îmbunătățire aș putea să mai fac, dacă nu acum, pe viitor, când o să mai strâng ceva bănuți. Mai am, bineînțeles, ceva prin club, dar mai aștept până să-i vând. Lăsați-mi o notă, un comentariu, spuneți-mi ce aș putea să îmbunătățesc la această echipă, un like la acest video și o abonare dacă nu ați făcut-o deja. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în acest episod. Numele meu este Nemții, să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă pup!